Ganché. Che terra. Camilenia. Come apa? Vedi vicino a te ci sta il telefono. È buona? Oh, stavo a dire che mi avete sprecato, però. Ciao! Ah, ma te sei muovo su. Fai una pausa e esci con la Cristina a prendere la manichetta. Esci, fai una pausa. Avem gumone. Uitați. Gumone. Hai să vedem cum bagă gumone la apă. Forță se bage la apă. Curajoși, frumoși, cu distracție în suflet și se vor băga pe apă. În apa care e foarte rece. Strada de la Alțaia, Tolo dal Re. Mergem cu barca, amore. E doar pentru șmecheri. Doar șmecheri să plimbă cu barca. Ce fain.
pesce. Allora guarda, veste. Vești bune. Vești bune. Au vești bune pe ei. Echipați corespunzător. Siguranța e pe primul loc. Apa e destul de rece, chiar dacă sunt vreo 30 grade afară. Vă spun eu că apa are undeva la 0 grade pe mijloc. Pe mijloc acolo are undeva la 0 grade. Poate chiar mai rece. Apa ar trebui să fie mai caldă, nu? Nu, pe mijloc e mai rece. Iar la mal aceea poate să fie un pic caldă. Dar dacă te duci pe mijloc, poate chiar și sub 0 grade. Luați-ne și pe noi! Mergem și noi, dar de ce nu putem să mergem și noi? Nu suntem echipați corespunzători? Vă rog, luați-ne și pe noi o tură. Egoiștilor. Să vi se spargă gumonul. Vedem primul grup acum care se duce să lanseze la apă. Propriul gumon, care este o barcă pneumatică gonflabilă. Italienii o cheamă gumon, pentru că majoritatea e făcut din gumă. Foarte bine lucrat. Hai să mergem dincolo. Vedem. Unde e umbră. Va meglio Davide. Allora chi deve Davide partire adesso venga qui da Zeno. E metto via questo? Sì, gli do. Quanti siete ragazzi? Noi siamo in 5. Sono 17, 16, non mi ricordo più. Quanti sono? Quanti sono? Quanti sono? Doilea grup. Ale. Și următorul grup. Mergem și noi cu voi.
Intră apa, au găuri acolo. Ca să intre apa și să iasă apa. Apa care intră în barcă să aibă pe unde să iasă înapoi. Dar nu se scufundă așa? Nu, nu. Pentru că ține la suprafață, partea asta care este umflată. Aerul din... Te merge. Hai să vedem mai bine. Aici lansare de bărci, nu la Brăila. Veniți aici, pe cursul apei. Cât e de mic gumonul? Cam 15 persoane pe fiecare bărcuță. Dați la vâzle, băieți, ați băut bine, să aveți energie. Naționale noștri s-au pus la umbră la o bere. Și un cățel. Vrea și el cu barca. Săracul. Și nu-l bagă nimeni în seamă.
Vezi ce se întâmplă când sunt numai două persoane pe barcă? Se ridică și te duce curentul unde vrea. Dar de ce nu prea ai mari speranțe să te duci unde vrei tu. Dar dacă se pun la mijloc? Și asta era castelul Peleș din Verona, după timpul lui Decebal. Să mergem acolo să vedem ce e. Nu, pe partea e lantă. Nu poți să ajungi pe aici. Dar să mergem până pe aici, până la următorul pod, traversăm și ne întoarcem înapoi. Acolo la pod e închis, nu cred că se poate traversa pe aici. Mai da. Să sărută, să iubește, de n-au nicio treabă. Au ce masaj îi face, de n-are aer. Hai, dă-i o pupă. Dă-i o pupă, mă, dă-i. Nu vreți să vă pupați. Da, gata, v-am văzut, v-am luat. Hai. Uite-i, 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 uite-i. Dacă sunt mai multe persoane în barcă, e stabilă. Și atunci poți să mergi în ce direcție vrei tu, cu ajutorul lopeților. Ies acolo, cred. De ce s-au oprit? Ba, cred că valurile i-a dus pe aia acolo și s-au blocat. Acum să mâncăm o înghețată. Este cald. Sau două înghețăți. Înghețături. Înghețate? Înghețați? Sau înghețaturi?
Inghiazzate? Ia, priviși are în ureche. Cred că ați văzut. Doamne, Dumnezeule! Nu mă, ăla avea cum așa găulăi din ăla în ureche, știi, în el din ăla. Uite-l, e lup de prerie, ăsta, lup de câmpie. Uitați o siluetă frumoasă, vă prezentăm. Face parte din categoria salvați balenele. Avem și vulpe aici, vulpe din montagna. Ia uite. Ce avem aici? O curte. Curtea regală. Curtea regală. Păi aici venea Romeo să o hârtănească pe Julieta. Să-i rupă coaja. Am uitat să vă spun că ne aflăm în Verona, în orașul unde Romeo umbla să-i rupă coaja lui Julieta. Dacă avem timp, vă prezentăm și casa lui Julieta. O să vă arătăm și patul conjugal, unde și-a rupt coaja. Am intrat în castel. În curte. În curte mănâncă lupi. Ca să nu vă duc în eroare, vă dau informativ că aici e castel Vecchio, se cheamă. Vecchio, fiindcă e foarte vechi, care e transformat în muzeu între timp.